Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții la Hunedoara 1 TV. O dimineață friguroasă, aș putea să spun. Am răzuit din nou parbrizul în această dimineață. Să știți că mi-au înghețat un pic gheruțele. Nu le mai am, că le-am tăiat ieri. Dar nu e foarte cald afară, așa că cei care vă pregătiți să plecați la serviciu, să știți că aveți nevoie de o hăinuță mai grosuță. Că nu e tocmai temperatura care ne așteptăm să fie de octombrie. Nu știu ce ne pregătește vremea, că s-ar putea să fie o zi cu soare, să spunem așa. Dar soarele apare ceva mai târziu și chiar dacă și ieri, pe la orele amiezii, a fost soare, să știți că n-a fost foarte cald. Zic că eu sunt mai friguroasă așa de felul meu. Cei care mă cunosc știu asta, că eu sufăr de căldură, dar nu sufăr de frig. O să fie cald, cu siguranță, în sufletele noastre, știm cu toții asta, că noi purtăm, fiecare dintre noi, în sufletele noastre, o bucățică din lumina care am primit-o de la pruncul Iisus. Și nu e altceva, nu facem altceva decât să o încălzim și să o propagăm mai departe, să o dăm și celor care se uită la noi în această dimineață. Și dacă nu v-ați trezit și nu sunteți live la momentul ăsta alături de noi, puteți să vedeți emisiunea în reluare pe Facebook și pe YouTube. Zilele curg așa frumos, elegant, a venit toamna, devenim nostalgici, nu știu, culegem roadele toamnei, sau nu știu ce facem fiecare dintre noi, gospodinele încă pun murături, am fost prin piață și am văzut că mai sunt încă femei care se pregătesc pentru iarnă și pun murături. Mai fac zacuscă, nu se știe, fiecare dintre noi facem ceva. Acum eu am fost foarte curioasă să văd cum se pregătește cineva pentru toamnă și am lansat o invitație. Alături de mine în această dimineață, domnul Costel Avram, administrator public al județului Hunedoara. E o funcție pe care noi o spunem pentru că e a domniei sale. Dar astăzi nu vom vorbi despre valoarea proiectelor pe care le-a semnat sau le va semna. Astăzi mi-aș dori să-l cunoaștem pe domnul Costel Avram altfel. Cine e de fapt, cum a ajuns în Ardeal, pentru că s-a născut în altă parte a țării, și ce iubește domnia sa cel mai mult? Bună dimineața, domnule! Bună dimineața și mulțumesc de invitație! Chiar îmi face plăcere să fiu în dimineața aceasta prezent la Hunedoara 1, alături de dumneavoastră, și nu ascund faptul că nu am văzut foarte multe emisiuni matinale, dar începutul mă fascinează și chiar abia aștept să începem această emisiune. Cei care mă cunosc și au trecut și sunt câteva persoane invitați care trec pe aici pe la matinal, au trecut pe aici pe la matinal la Dale Dimineții și chiar și în sezonul trecut la Super Dimineața, să știți că nu e o emisiune pregătită și chiar suntem live. Puteți să ne salutați, puteți să ne scrieți și pe parcursul emisiunii, dacă văd mesajele, eu le dau citire, așa cum știți. Dar nu știe doar că probabil o să-l întreb unde s-a născut, deși noi ne-am făcut temele, știm cu toții deja că vine dintr-o zonă minunată a acestei țări. Eu spun că România e grădina Maicii Domnului. Da, cred că România este una din cele mai frumoase țări. Poate este și datorită faptului că este țara în care ne-am născut. Și dacă mergem mai departe la zona în care, într-adevăr, m-am născut, Moldova, pentru mine este zona în care este zona cea mai frumoasă, zona copilăriei mele, zona care m-a învățat pentru adolescență. Dar nu ascund faptul că mai mulți ani am stat în Ardeal decât am stat în Moldova și dacă de Moldova mă leagă ținutul natal, mă leagă frații care îi mai am acasă în Moldova, mă leagă mormintele părinților mei, deja aș putea spune că sunt un om din Ardeal. De peste 25 de ani sunt aici în Petroșani, sunt aici în județul Hunedoara. Mai mult decât atât, am venit din Moldova jucând ruibii la CSM Suceava,
am venit la Petroșani să practic continuare sportul cu balon oval, iar după ce fac facultatea, cu primul tren să plec înapoi la Moldova. În Valea Jiului este o vorbă, dacă bei apă, apuci să bei apă din Jiu, nu mai pleci. Nu am mai plecat, am rămas aici și în același timp pot să spun că mie Hunedoara, Valea Jiului, mi-a dat totul. Datorită sportului, datorită faptului că am venit aici, am făcut o școală, datorită facultatea, Universitatea de la Petroșani, facultatea de mine, datorită faptul că am venit aici, am avut o ascensiune în viața politică și nu uit faptul că începând din anul 1996 am activat ca membru al Partidului România Mare și am fost bursier al lui Corneliu Vadim Tudor. La 30 de ani eram cel mai tânăr vicepreședinte de Consiliul Județean din România și tot în același an, în 2000, am ajuns cel mai tânăr parlamentar, cel mai tânăr deputat din România. Deci aș putea spune că datorez foarte mult Hunedoarei și dacă Hunedoara mie mi-a dat totul, este timpul ca și eu să dau Hunedoarei, Văii Jiului, tot ceea ce pot și ceea ce să dau oamenilor din această zonă. Și încerc și fac tot posibilul ca să dau. Acum de 6 ani de zile sunt administrator public al Consiliului Județean Hunedoara și împreună cu președintele Consiliului Județean încercăm să facem tot ce este în stăputință pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor din județul Hunedoara. Și vedem asta pentru că eu, așa cum am spus de fiecare dată când am avut ocazia, așa cum o spun în fiecare emisiune, pentru că din fericire emisiunile mele, cele mai multe dintre ele, sunt bazate pe realizările oamenilor din instituțiile, din ansamblurile, din școlile care sunt în administrația Consiliului Județean. Noi mereu trebuie să înțelegem că banii vin de la Consiliul Județean. Oamenii care organizează evenimentele primesc acei bani de la Consiliul Județean. Acolo există o mână de oameni care se gândește la bunăstarea celor care beneficiază, să spunem așa, și mă întorc mintea pentru foarte scurt timp la povestea de anul trecut, în perioada sărbătorilor de iarnă, când am spus-o de fiecare dată cu lacrimi în ochi, am călcat la Hărău. Eu am fost doar la un spectacol. A fost acea ordonanță a austerității care mie mi-a dus lacrimi în suflet, pentru că oamenii se întâlnesc în perioada sărbătorilor de iarnă, în perioada postului, să se roage împreună, să cânte împreună, pentru că cântecele, colinzile noastre sunt de fapt rugăciuni. Dar echipa de la Consiliul Județean, alături de cei de la Centrul de Cultură și Artă, care eu mereu îi pomenesc, știți deja, domnul manager Ciprian Roman, au găsit calea să adune hunedorenii la oaltă și era cât pe G să colindăm, să facem sărbătorile împreună. Doamna Ioana, sunt mai multe instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean care își fac datoria. Dar, ca peste tot, trebuie să fie și în față. Corect. În față conduce detașat două instituții prin managerii săi, Centrul de Cultură și Artă, condus de Ciprian Roma, și Biblioteca Județeană Ovidiu Însușanu, care se conduce de Sebastian Bara. Sunt două instituții de cultură care fac cinste Consiliului Județean. Sunt două instituții de cultură, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, care primesc bani de la Consiliul Județean, subvenții de la Consiliul Județean, dar poate mai sunt și altele care primesc bani și care nu-și fac datoria așa cum ar trebui. Ce frumos a fost și anul acesta și anul trecut, cum spuneți dumneavoastră, Opera Nights, cele 5 spectacole de operă în aer liber în 5 zone ale județului Hunedoara. Ce frumoase sunt acțiunile pe care le face Sebastian Bara la Biblioteca Județeană Ovidiu Însușanu. Acum s-a încheiat salonul Hunedorean al Cărții. Sau câte acțiuni. Să-mi aduc aminte de acțiunea pe care a făcut-o cu Avram Ian cu 200 de ani de la naștere în parteneriat cu Academia Română, în care tot biblioteca a fost pionul principal. Sau toate acțiunile pe care le face în județul Hunedoara Ciprian Roma cu Centrul de Cultură și Artă,
cu ansamblu Drăgan Munteanu. Cum să nu te bucuri alături de acești oameni la bucuria pe care o aduce în sufletul cetățenilor din județul Hunedoara? Și pe această cale eu vreau să-i felicit încă o dată pe Ciprian Roman și pe Sebastian Bara pentru ceea ce fac la instituțiile pe care ei le conduc. Că pot să meargă, timpul trece, banii, leafa trece, leafa merge, hai, noi cu drag muncim. Important este dacă oamenii se simt ceva în urma acțiunilor lor și dacă este să vedem exact toate acțiunile pe care le facem la diferite evocări, la diferite acțiuni pe care le fac în parteneriat cu anumite primării, arată încă o dată frumusețea și modul cum se dăruiesc pentru a aduce acea oază de liniște, acea oază de bucurie în sufletul cetățenilor din județul Hunedoara. Și încă o dată, chiar cu riscul de a mă repeta, vreau să felicit sincer pe cei doi manageri ale celor două instituții. Ofensiva culturală a Consiliului Județean continuă. Continuă cu toate instituțiile de cultură. Continuă și cu ceea ce face Panaitescu la Teatru de Artă Deva, cu ce face Irina Bodea la Teatru Ide Sârbu din Petroșani. Și ne bucură faptul că banii care sunt dedicați acestor instituții de cultură nu sunt cheltuiți degeaba. Aduce oameni alături de în salele de spectacole. Sigur că și Laurențiu Nistor și conducerea PSD a Consiliului Județean nu așteaptă ca o activitate economică să aducă profit activitățile culturale. Important este că cei ce fac sau angajații teatrului din Deva, teatrului din Petroșani, să aducă acea oază de bucurie iubitorilor de artă din județul Hunedoara. Și nu doar de artă, și mai alocăm doar două minute și mergem mai departe, că vrem să rămânem în copilărie, să vedem ce e mai frumos. Mai avem o instituție care mi-e tare dragă, condusă de Radu Barb, de doamna Doinița, de Raluca Oană. Avem direcția care de monumente, că are un titlu de Eu v-am dat cele două instituții care sunt în poziție. Avem o echipă tare faină și îi salutăm. Și ei sunt alături de noi la evenimente și văd, au trecut și ei pe aici, pe la noi, pe la Dale Dimineții, și am aflat foarte multe lucruri interesante pe care eu mi le doresc ca telespectatorii noștri să le înțeleagă și atunci când îi văd la câte un eveniment să știe fiecare ce rol are. Toată, suntem un județ iubit de Dumnezeu. Cum să nu fii iubit de Dumnezeu în condiții când județul Hunedoara sau în arealul județului Hunedoara există cele două capitale. Capitala Sărmicezetul Zaregea și capitala Ulpia Traiana, cele două capitale, una a dacilor și una când romanii au cucerit Dacia. Ce este mai frumos să ai atâtea cinci cetăți dacice, plus cetatea de la Ulpia, Sărmicezetul Ulpia? Cum să nu fii bucuros că monumentele UNESCO sunt în județul Hunedoara? Deci suntem Parcul Național Retezat, Munții Retezat cu Munții Parâng. Este un județ extraordinar de frumos. Și binecuvântat, eu îi spun, bucată din, bucată din grădina Maicii Domnului. Ne spune ceva, un colț de rai. Nu suntem în colț. Nu vrem să ne pune nimeni la colț. Noi avem locul nostru aici, în grădina Maicii Domnului. Așa e. Un județ foarte frumos. Și aproape de sufletul. Și noi nu suntem hunedoreni, nici dumneavoastră, nici eu, dar ne-am lipit aici, parcă suntem născuți. Asta e un lucru tare fain. Eu v-am spus că am venit în 94 în județul Hunedoara jucând rugby la Petroșani. Aveam de ales între patru echipe: Dinamo București, Steaua București, Universitatea Cluj și Știința Petroșani. La Cluj, eu fiind un tip mai rebel, așa, la Dinamo și la Steaua trebuiau să mă facă subofițer și trebuia să stau în armată și nu-mi place. La Cluj aveam un antrenor de la Suceava care nu-mi plăcea de dânsul și atunci am zis că am ales, din cele patru, am ales Știința Petroșani cu gândul de a face facultatea și a pleca înapoi. Dar vedeți că nu tot ceea ce îți propui se și realizează. Am rămas în Valea Jiului și chiar mulțumesc la Dumnezeu că așa a fost să fie, să rămân în Valea Jiului,
unde am cunoscut oameni excepționali și unde m-am format ca om aici, în județul Hunedoara. Și de aceea trebuie să dau Hunedoarei înapoi, fiindcă Hunedoara, Valea Jiului, mi-a dat mie foarte multe. O întrebare care s-a născut acum în mintea mea și în sufletul meu. Există vreo asemănare între sportul pe care l-ați practicat, rugby, și viața politică? Da, da, da. Și rugby și politica este, sau rugby este un sport de echipă. Și în politică tot așa. Dacă nu faci munca în echipă, nu ai cum să ai câștigător. Cum și în rugby, dacă nu joci cu echipa, nu faci, fiind sport de echipă, nu poți să culci balonul în terenul advers. Așa și în politică. În politică, dacă nu este un lider și în jurul liderului faci echipa, nu ai cum să ai câștig. Lucru care la ora aceasta, în jurul lui Laurențiu Nistor, s-a strâns toată echipa și vedeți rezultatele care sunt. Nu vorbește Costel Avram, ci rezultatele vorbesc de la sine. Da, frumoasă asociere, mai încercăm. E așa de dimineață, e foarte liniștit, a băut o gură de cafea. Mergem în Moldova. În anul 1969, pe 16 iunie, da? Nu greșesc. Da, nu greșesc. Miroslavești, județul Iași. Iași. Miroslavești, comuna, și eu sunt din satul Verșeni, satul în care s-a născut Mihail Sadoveanu. Chiar Mihail Sadoveanu, până în clasa a treia, a învățat la școala din satul Verșeni. Am văzut chiar catalogul în care era Mihail Ursache. Tatăl său l-a recunoscut de-abia când el era în clasa a treia și atunci l-a luat la Pașcani și la Pașcani i-a dat numele de Sadoveanu. El a avut numele mamei sale, Profira Ursache, și pe el îl chema Mihail Ursache. Stătea undeva la 5 case de casa unde eu m-am născut. Mama mea l-a cunoscut în povestea că Sadoveanu era prieten foarte bun cu bunicul meu de pe mamă, care era cristic la biserică, și el venea, singura mașină care venea în sat, într-un sat prăfuit, prin drumurile alea prăfuite, sau cum zicem noi, ulițele alea cu colb, așa zic moldovenii, o singură mașină vinea, mașina lui Sadoveanu. Și mama mea, când era mică, îi zicea, nene, nu mă plimb cu mașina. Și o plimba cu mașina Sadoveanu, cum mergea până la biserică, venea înapoi. Da, eu cred că și sunt mândru de faptul că sunt născut acolo. Îmi povestea mama mea că când a venit jandarmii și au făcut arestări masive prin sat, în sensul că Baltagul este o piesă după o acțiune reală, în care eu pot să vă spun că personajul Ilie Cuțui este real. L-am cunoscut și eu când eram copil mic, mergeam cu tatăl meu, Dumnezeu să vede, și alături de Iordache Zaharie, că așa îl chema, mergeam la tunsoile. Bătrânul era foarte ager, fiindcă a avut și el a fost unul din ăla care a furat oile și care a adus oile în sat și n-avea mâncare, și povestea maică-mea că mergeau oile și mâncau din stuful, că casele erau cu stuf, n-aveau ce mânca. Deci și Mihai Mitescu, care era calistrat Bogza, sunt două personaje reale din zona de acolo. Deci Sadoveanu a făcut acest roman după o întâmplare reală. Am cunoscut foarte mulți oameni politici de-a lungul anilor, nu doar de când sunt în presă și înainte. Unii se apropie de Dumnezeu mai pe parcursul vieții, așa. La dumneavoastră se pare că apropierea de Dumnezeu vine din copilărie. Da, de la mama mea. Tatăl meu nu... Era și tatăl meu, mergea la biserică, dar mama mea era foarte credincioasă, mergea la biserică. Chiar de mic ne-a insuflat acest lucru și credința pe care trebuie să o avem în Dumnezeu. Am fost o familie modestă, nu pot spune sărac, modestă, în care tatăl meu era paznic la CAP, mama mea lucra la CAP, o vara mergea și făcea, cum erau atunci, zile ca să ai la CAP-ul, erau grajdurile CAP-ului care erau chiar în fața casei mele, dădea cu vară, și noi copiii o ajutam. Eu vara, ca să câștig existența și să am bani la sfârșit de săptămână,
făceam chirpici alături de tatăl meu, de frații mei. Nu este o rușine să spui că am muncit și am muncit. Da, era un moment frustrant, era când vara era cald, mergeau la baie pe malul Moldovei toți copiii, eu stăteam și făceam chirpici, câte 150-200 de chirpici pe zi, 2 lei chirpicul, făceam și 300 și 400 de lei pe zi și sigur dura până când ei se uscau, până când mai mult decât atât, vă spuneam mai înainte că era CAP-ul era chiar în fața casei mele și erau un lot de vaci, era 25 de vaci și pentru a câștiga bani 10 lei, mulgeam 25 de vaci, omul poate avea treabă și nu avea timp să ajungă la grajd, mă venea la mine, mă ruga, îmi dădea 10 lei și aveam bani sâmbăta și duminică. Nu ascund faptul că și când am plecat și am dat examen pentru admitere în clasa 9, ca să am bani să mă duc cu autobuzul la Pașcani, am lucrat la contabilul șef de la CAP și mi-a dat 25 de lei. Și am avut bani de dus și întors ca să merg la examenul de clasa 9. Deci nu am fost neapărat sărac, am fost o familie modestă, dar mă bucur de ceea ce mi-au dat părinții mei. Și le mulțumesc încă o dată pentru tot ce au făcut pentru mine în creșterea mea ca om. Câți copii, cu câți copii a binecuvântat Dumnezeu familia? Suntem patru frați și o soră și chiar este foarte bine că m-ați întrebat, fiindcă a devenit un obicei că am un frate care este în Petroșani cu mine, care este pensionar, a fost polițist, dar peste două săptămâni, pe 2 noiembrie, la Mănăstirea Măgura, am făcut deja în fiecare an, ne întâlnim toată familia pentru a face un parastas părinților noștri și de abia aștept cu bucurie ca sâmbăta viitoare, pe 2 noiembrie, să ne reîntâlnim toată familia. Sora mea este în Italia, va veni și ea din Italia, vin frații, nepoții din Moldova și toată familia Avram se va întruni la Mănăstirea Măgura. O mănăstire în care merg cu drag tot timp, atunci când am timp, merg să mă reculeg acolo la Mănăstirea Măgura. Sunteți influențat de vreme în general, așa, când plouă, sunteți trist? Nu știu dacă sunt trist, dar nu uit că am 3 operații de hernie de disc, iar timpul, când timpul se, afară se răcește, sigur și eu simt... De la rugby se trage. Da, toate de la rugby se trage. Rămâneți alături de noi să vedem cum se va simți astăzi domnul Costel Avram, pentru că Andra ne va spune dacă va ploua sau nu. Bună dimineața, Andra! Bună dimineața, Ioana! Dragi spectatori, iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. Astăzi, 22 octombrie, vremea în județul Hunedoara va fi una însorită și mai caldă cu variații locale între orașe. La Deva și Hunedoara, cerul va fi predominant însorit pe tot parcursul zilei cu puține șanse de ploaie. Maximele vor atinge 19 grade Celsius, iar vântul va sufla slab. Noaptea, temperaturile vor coborî până la 3 grade, așa că va fi răcoare. În nordul județului, la Brad, vremea va fi senină, fără precipitații. Temperaturile vor oscila între 20 de grade ziua și 3 grade noaptea. Vântul va avea intensificări ușoare, aducând aer rece. La Petroșani, vântul moderat va face ca aerul să fie și mai rece. Cerul va rămâne în mare parte senin pe parcursul zilei, cu posibilitatea unor ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade Celsius, iar minimele vor scădea la 4 grade Celsius. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. De mine. Deci, dragii mei, 19 grade nu va avea astăzi. E soare pe cer, 18 grade la Petroșani, la fel, soare, o diferență foarte mică, că în general între Petroșani și Deva sunt 3-4 grade. Pe vremuri făceam și eu meteo la 1 TV și mi-aduc aminte că erau diferențe mari de temperatură. Astăzi se pare că e cald, o să vă simțiți foarte bine. O să bateți județul Hunedoara la pas. L-am bătut la pas și în timpul campaniei electorale la alegeri locale. Sigur, împreună cu colegii din PSD, voi merge alături pentru campania electorală de anul acesta. Campania a început, acum împreună cu președintele mergem la depunerea jurămintelor
celor 44 de primari ai Partidului Social Democrat, dar exact cum spunea și președintele, ușa Consiliului Județean este deschisă, fiindcă în momentul când intri sau când depui jurământul atât la Consiliul Județean sau la primărie, eu cred că și consilierii trebuie să uite de culoarea politică și trebuie să vedem exact ce putem face pentru comunitatea pe care a ales atât președintele cât și consilierii. Eu vreau să spun că pe care ne-a ales. Eu nu am candidat, fiindcă așa am vorbit cu președintele, facem echipă în continuare, Laurențiu Nistor președinte, Costel Avram administrator public. E că primirăm și răspunsurile care ne stau pe buzele tuturor. Dăm citire mesajelor, dragii mei. Enea Vasile, instructorul de la ansamblu Hațegana, ne spune bună dimineața, bună dimineața, Enea Vasile. Ionel Leric ne scrie bună dimineața, un om de valoare care a adus un plus valoare județului nostru. Daniela Enea ne spune bună dimineața. Oh, Veronica Vârșag e alături de noi, știți, e acea mândrețe de femeie care aduce bunătăți tradiționale, nu numai pentru, dar când ne gândim la Veronica ne gândim la Zacus, că o iubesc. Cristian Alexiuc, bună dimineața, moldovenii vă salută, vă da. Transmit. Am fost coleg de-a meu de ruime de la Mitocul Dragomirnei. Ce frumos! Tocmai la Mitocul Dragomirnei. Mă bucur. Uite că, că Facebook-ul adună oamenii la un loc. O să discutăm și de digitalizare, că e normal. Până la urmă, dacă o folosim în favoarea noastră, totul va fi bine. Adrian Mureșan ne spune, un alt dansator de la Hațegana, ne spune bună dimineața, o zi frumoasă tuturor. Alina Monica Cărmăzan ne spune bună dimineața. Uite, ne salută și Emma Clej, Emanuel Clej, bună dimineața, Emma. Adriana Furcă, o telespectatoare fidelă care ne urmărește în fiecare dimineață și ne scrie și îi mulțumim pentru asta. Bună dimineața, o zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, felicitări și stimă pentru, respect pentru invitatul dumneavoastră, vă mulțumesc anticipat, Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana. Margareta Burduf ne spune bună dimineața, Gabriel dimineața, Damian ne scrie, Maria Hinț, Tanti Maria, sărâna și bună dimineața, o zi frumoasă să aveți, la fel și dumneavoastră, și probabil nu văd toate mesajele, știți că se mai întâmplă cu Facebook-ul și la un moment dat, dar le vedem după ce se încheie emisiunea. Mi-am adus aminte acum de Cristian Alexiuc și merg cu drag la Suceava, fiindcă de la Pașcani, acolo am început să joc rugby la junior, după aia la echipa Divizia B, Divizia A, Locomotiva Pașcani și am mers la CSM Suceava. Dacă pot spune că Hunedoara mi-a dat totul mie, Hunedoara aici am făcut școală, aici m-am ca om politic m-am desăvârșit, la Ruibi Suceava este echipa pe care eu o iubesc cel mai mult. Fiindcă venind la Petroșani erau toți mercenari. Toți veneau dintr-o parte, făceau școală, plecau. La Suceava am simțit acel spirit de echipă de care vorbeam noi la Ruibe. Și cu drag mă duc în fiecare an când am timp, de obicei am fost, când ne întâlnim Olsboiu și stăm și discutăm. Chiar acum, anul acesta, am fost la o nuntă, m-am întâlnit cu foarte mulți colegi și ce frumos este când te gândești la amintiri și depene, toate amintirile. Mi-aduc aminte de un coleg, vă dați seama că cum era viața de echipă. Eram în armată, dar armata o făceam ca sportiv, iar seara mă lua, ca să nu merg să mănânc la unitate, astăzi un jucător, mâine seara alt jucător care erau căsătoriți și mergeam acasă la ei. La unii le-am adus aminte și ei ziceam, bă, nu mi-aduc aminte când ai fost pe la noi, în sensul la masă. Ce frumos, ce clipe frumoase! Cristian Alexiuc este un băiat extraordinar din Mitocul Dragomirnei, care în memoria tatălui său face un meci de Oldsboy în fiecare an la Mitocul Dragomirnei și ne adunăm toți foștii ruibiști de la Suceava. Ce frumos e când, în momentul când mi-aduc aminte, așa mă încearcă un sentiment de drag față de toți colegii mei și de oamenii care m-au ajutat în viață. La Suceava am avut un antrenor, Vlad, care la un moment dat mă sună, eram la Pașcani și zice, Costel,
După amiază te urci în tren, pleci la București, la Snagov, în cantonamentul echipei naționale de rugby. Omul care m-a trimis la echipa națională, cum poți să nu îi uiți acești oameni sau să nu le porți un, tot timpul dragoste pentru tot ceea ce au făcut pentru tine? Am o întrebare. Eu mereu, eu sunt ardeleangă jet by jet. Am tot sperat eu să găsesc vreun neam de influență. Nu știu de ce am sperat toată viața. Pentru că, cumva, eu mereu am... pentru că am copilărit în centrul țării, în sufletul, în județul Alba, în Sebeș, în municipiul Sebeș, cumva am trăit mereu cu sentimentul, poate greșesc, că moldovenii sunt mult mai uniți decât noi ardelenii. Da, da, și așa este. Nu știu de ce am sentimentul ăsta. Și așa este. Și așa este. Poate sunt și peste tot, știți, unde moldovenii... Nu putem să-i spunem numele la suc. Dar e o chestie. Nu la suc. Moldovenii sunt peste tot. Da, peste ca tot. O și poate băutură răcoritoare foarte recunoscută. Precum Coca-Cola. Nu le zicem. da, cumva am impresia că... și sunt... Acum ca peste tot mai sunt și ușcături, ca în orice pădure. Mai sunt și ușcături. Dar una peste alta, da. Eu cred că sunt mai uniți. Și mai apropiați parcă de tot ce înseamnă neam și istorie și parcă cumva de acolo din, poate că viața, încercările, mă refer, am vorbit de Sadoveanu, nu vorbim de poate, dumneavoastră. Poate viața mai grea figurile istorice. La... Corect. Da, parcă cumva sunt mai apropiat și cred că de aici și legătura cu PRM-ul, că l-ați cunoscut pe Vadim personal? Nu că l-am cunoscut, am fost nu apropiat, foarte apropiat de Cornel Vadim Tudor, a fost omul care m-a ajutat să cresc în politică. Dacă nu era Cornel Vadim Tudor, poate și zona în care am fost, că eram în Valea Jiului, era o zonă în care erau cu probleme cu minerii, asta a făcut ca să fie o legătură și după aceea am ajuns în Parlament. La un moment dat eram vicepreședinte Consiliului Județean și m-am dus la, după ce s-a votat guvernul Năstase în anul 2000, m-am dus la președinte și l-am întrebat: domnul președinte, ce să fac? Să rămân deputat sau să mă duc înapoi la Consiliul Județean? Și el mi-a spus că este decizia mea să fac ce cred eu mai bine. Și decizia mea a fost să-mi dau demisia din deputat, să vin la Consiliul Județean. Am avut discuții și mai frumoase și mai aprinse cu Cornel Vadim Tudor, dar indiferent de discuțiile pe care le-am avut eu, indiferent de ce se spune, România și-a dorit să aibă un om politic ca Cornel Vadim Tudor astăzi. Cornel Vadim Tudor și Adrian Păunescu sunt oamenii, cei doi oameni care lipsesc acum de pe ieșicherul politic, sunt oamenii care prin cultura lor vastă aduceau un plus valoare Parlamentului României. Hai să nu facem comparație cu ce este acum în Parlament, dar cert este că Adrian Păunescu și Cornel Vadim Tudor au fost oamenii care au influențat Parlamentul României și viața politică din România. Aveți cu siguranță mult mai multă experiență politică și ați trecut vremurile acelea tulburi, pentru că au fost vremuri foarte tulburi în Valea Jiului, să nu uităm, au fost vremuri poate grele. Ele au fost și momentele în care m-a apropiat foarte mult de Cornel Vadim Tudor și dacă este să vorbim de vremuri tulburi, vorbim de mineriadele care au fost în Valea Jiului. Dar a fost populația, acest popor nepregătit să-l primească pe Cornelul Vadim Tudor în acel moment? Ați trăit totuși acele vremuri... Păi da, cred că și în 2000 și în 2024 cam lucrurile se apropie. Cred că în 2000 populația și evenimentele pe șierul politic european au făcut ca din Vadim Tudor, din omul... Ia uitați-vă omul. Ce poză avem da. Aici. Foarte fain, Rosi, mulțumim, da. Bună dimineața, Rosi. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru această poză, este la Țebea făcută. Am fost împreună cu Vadim în fiecare an la Țebea. Eu cred că poporul nu a fost pregătit pentru ceea ce s-a întâmplat sau venirea unui lider carismatic, cum era Cornel Vadim Tudor în anul 2000. Dar asta este trecutul, să vedem exact cine va oferi viitorul.
Viitorul le influențăm astăzi. Noi doi, prin această discuție din această dimineață, cu siguranță vom influența viitorul, pentru că așa se întâmplă. Suntem suma trecutului, vreau eu să cred, trecutului dintre fiecăruia dintre noi, dar viitorul depinde de noi. Care e cea mai frumoasă amintire, nu cea mai grea, nu cea mai urâtă, cea mai frumoasă amintire pe care o purtați la suflet față de acest om, nu știu, vizionar, i-aș spune eu, pentru că mie mi se pare că Vadim Tudor a fost un vizionar. Păi sunt mult mai multe lucruri pe care... Una, de suflet, de drag. Uitați, vezi ce înseamnă emisiunea live, îmi puneți întrebări în care eu încă nu știu răspunsul, dar vă răspund, cred că mă gândesc și vă voi spune exact că au fost enorm de multe întâlniri. Poate cred că cea mai bună a fost în momentul când a pierdut alegerile, nu mai era parlamentar, a mers alături de dumnealui și am văzut că foarte puțini oameni erau aproape de Cornel Vadim Tudor după ce el nu a mai fost. Eu am fost alături de dumnealui până la sfârșit. Chiar mi-aduc aminte cu Florin Cazacu, primarul municipiului Brad, am fost împreună amândoi și la mormântarea lui Cornel Vadim Tudor, fiindcă boala, diabetul, a făcut ca să se stingă prea repede, fiindcă România mai avea nevoie de Cornel Vadim Tudor. Așa e. De curând am cunoscut-o pe una din fiice. E o durere, am spus, o spun, probabil că poporul român îl va păstra undeva în adâncul sufletului și eu cred că spiritul lui nu a murit încă ne păstorește cumva de acolo de sus. O să vedem și cu siguranță oamenii care l-au cunoscut personal mi-au împărtășit de fiecare dată că îi simt cumva prezența, spiritul cumva. Eu, și-a pus amprenta. Când mă suna și la două noaptea și la dimineața, când îmi spunea ce faci Costele, eram prieten. Când mă suna ce faci domnul Avram, înseamnă că era supărat și vrea să... Deci când mă lua domnul Avram, lucrurile erau nasoale, când la Costel, atunci lucrurile erau prietenești. Sunteți născut. Dar înainte de asta am avut un deputat care m-a ajutat enorm de mult. Un deputat pe care îl chema Ilie Neacșu, vicepreședinte la partid, a venit în 96 parlamentar de Hunedoara, a candidat, a luat, iar el a fost omul care m-a dus aproape de Cornel Vadim Tudor și chiar vreau să spun că îi mulțumesc încă o dată pentru modul care m-a ajutat să cresc din punct de vedere politic. Mergem la renunțarea. 2000-2001 ați renunțat, mi-a spus deja, da. Ați plecat din Camera Deputaților și v-ați întors la Consiliul Județean. Da. O alegere destul de... Foarte puțin ar face să renunțe la parlamentar și să vină la Consiliul Județean. Este o alegere, și acum, după atâția ani, spun că am făcut o alegere foarte bună. Din funcția de vicepreședinte Consiliul Județean am putut să fiu și am fost alături de oameni, am putut să fac mult mai mult față de oameni, fiindcă dacă vrei, un parlamentar vine la Consiliul Județean să se roage, să ajuți, vin oamenii la el, el nu are nicio instrument în mână, pe când Consiliul Județean poate să ajute la drumuri, să facă orice. Și eu cred că am făcut un lucru nemaipomenit. După cum se știe, am fost 4 ani vicepreședinte a Consiliului Județean, în 2008 m-am reîntors din nou vicepreședinte la Consiliul Județean. Din 2012, la terminarea al doilea mandat, am mers directorul Companiei de Apă din Valea Jiului, iar din 2018 sunt administratorul public al Consiliului Județean. Am fost 2 ani pe mandatul președintelui Băbora. Acum, poi mâine, închei mandatul de administrator public pe mandatul actual al președintelui Laurențiu Nistor. E fără 20, dragii mei, și se termină emisiunea și nu l-am întrebat care e proiectul de suflet al... E clar că iubește județul Hunedoara, a renunțat la viața ușoară din Parlamentul României, spun eu. Nu știu dacă e ușoară, o să vedem. Dar pare mai ușor acolo în Parlamentul României ca la un Consiliu Județean și mai ales Consiliul Județean Hunedoara. Vreau să nu trecem cu privirea
și să nu uităm că județul Hunedoara a trecut prin momente foarte grele, s-au închis minele, au rămas mulți oameni fără servicii, au fost ani foarte grei pentru oamenii din Valea Jiului. Dar ai nevoie de o oarecare doză de curaj să vii din Parlament acasă și să te hotărăști să faci. Dar care e proiectul de suflet al lui Costela Avram? Când s-a dus așa, cel mai tânăr președinte, vicepreședinte la Consiliul Județean, care a fost proiectul de suflet care a zis, eu asta îmi doresc și aș vrea să fac? Erați tânăr totuși. Totdeauna mi-am dorit ca să-mi lăs amprenta pe ceva în județul Hunedoara. Venind înapoi din Parlament, am contribuit și eu la dezvoltarea infrastructurii județului Hunedoara. Am contribuit și eu alături de cei care au fost la Consiliul Județean, alături de Mihai Rudeanu în primul mandat, de Mircea Ion Moloț în al doilea mandat, de ca și director la compania de apă am lăsat urme adânci în Valea Jiului, în sensul că atâți milioane de euro au venit și investițiile. Când merg pe drumurile din Valea Jiului, când văd orice cătune, este canalizare, este apă, și eu am contribuit alături de echipa pe care am avut-o. După aceea am fost alături de Mircea Bobor, am început drumul din Parâng, l-am terminat în mandatul lui Laurențiu Nistor. În mandatul lui Laurențiu Nistor s-a dezvoltat infrastructura județului Hunedoara. A fost un optimist incurabil în condițiile în care spunea că face 400 de kilometri în mandat. Eu am zis să fim mai ponderați, fiindcă e greu. S-au făcut 430 de kilometri și drumuri noi, lucrări noi și reabilitări de drumuri. Cert este că la ora aceasta eu, ca și administrator public, sunt cu contract, cu mandat cu președintele Consiliului Județean. Până la urmă, programul pe care Laurențiu Nistor l-a propus în campanie electorală trebuie să fie programul administratorului public, fiindcă eu nu fac altceva decât pun în aplicare hotărârile Consiliului Județean și împreună cu Laurențiu Nistor, Laurențiu Nistor fiind președintele, dă direcția, iar noi, echipa din jurul lui, trebuie să punem în aplicare hotărârile Consiliului Județean și programul pe care el și l-a asumat în fața alegătorilor, în fața cetățenilor din județul Hunedoara. Mai avem 9 minute de emisiune. Vreau să ascultăm horoscopul. Nu l-am ascultat încă. Sunt tare curioasă să vedem ce spun astrele la gemeni. Sunteți în sădia de gemeni, nu? Vă rog. Andra, bună dimineața! Hai să vedem ce ne spune, cum se așează astrele. Ce ne spune Andra? Dragi telespectatori, iată care sunt previziunile astrale de astăzi, 22 octombrie. Berbec, puteți să vă puneți în practică planurile de ascensiune socială. De asemenea, sunt favorizate afacerile și relațiile cu colaboratorii. Astrologul vă recomandă să profitați din plin de această zi, dar să nu forțați nota. Puteți să vă bazați pe intuiție. Taur, sunteți într-o formă intelectuală deosebită și aveți șanse mari pe plan social și sentimental. Este o zi favorabilă contractelor cu persoane importante și comunicări. Spre seară vă vizitează o rudă. Astrologul vă recomandă să nu vă întindeți prea mult la discuții pentru că trebuie să vă mai și odihniți. Gemeni, sunteți foarte bine dispuși și aveți ocazia să luați o decizie importantă cu privire la problemele financiare ale familiei. Astrologul vă recomandă să abordați probleme serioase din domeniul afacerilor pentru că aveți șanse să finalizați lucrări începute cu mult timp în urmă. Este o zi favorabilă comunicării cu persoanele mai în vârstă. Rac, aveți idei excelente și sunteți hotărâți să le puneți în aplicare. Aveți ocazia să demarați o activitate nouă. Capacitatea de comunicare vă ajută să vă faceți noi prieteni printre persoane importante. Astrologul vă recomandă să vă ocupați de problemele casei, dar să nu luați decizii de unul singur. Leu, luați decizii inspirate care vă asigură reușita pe plan social și succesul în relațiile sentimentale. Este o zi favorabilă comunicării și călătorilor de afaceri. Aveți idei bune care vă pot schimba viitorul. Spre seară mergeți într-o vizită la prieteni. Astrologul vă recomandă să nu neglijați odihna. Fecioară, dimineața vă hotărâți să plecați într-o călătorie pentru a rezolva o problemă a partenerului de viață. Puteți să vă ocupați de probleme financiare, dar astrologul vă sfătuiește să evitați speculațiile. Dacă aveți de luat decizii importante, vă puteți baza pe intuiție. Balanță, aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară. Dimineața vă puteți ocupa de afaceri și aveți ambiția să terminați lucrări mai vechi. Este o zi favorabilă comunicării cu cei tineri din familie. Astrologul vă sfătuiește să nu le faceți promisiuni pe care nu sunteți siguri că le puteți respecta.
Scorpion, intenționați să plecați într-o excursie cu prietenii, dar astrologul vă sfătuiește să nu neglijați problemele pe care le aveți de rezolvat acasă. Sunteți inspirați și rezolvați probleme dificile. N-ar strica totuși să țineți seama de sfaturile partenerului de viață. Săgetător, dimineața aveți idei originale cu care partenerul de viață este de acord. Astrologul vă sfătuiește să profitați de șansele care se ivesc azi. Aveți spor la treabă și sunteți hotărâți să nu lăsați nimic neterminat. Ar fi bine, totuși, să nu exagerați cu munca. S-ar putea să aveți mici probleme financiare, dar vă ajută o rudă mai în vârstă. Capricorn, dimineața aveți ocazia să faceți cunoștință cu un om de afaceri cu experiență care vă împărtășește câteva dintre secretele sale. Întâlnirea aceasta vă încurajează să demarați o afacere nouă. Astrologul apreciază că aveți șanse mari de reușită. Nu acționați în grabă. Vărsător, aveți idei bune pe care astrologul vă sfătuiește să le folosiți în afaceri. Dacă nu vă ajung bani, împrumutați-vă de la o rudă mai în vârstă. Ar fi bine să vă sfătuiți cu partenerul de viață. Nu vă extenuați și mâine este o zi. Pești, azi nu vă puteți respecta programul, așa că este indicat să nu vă faceți un program strict. Dimineață plecați într-o scurtă călătorie și cunoașteți o persoană mai în vârstă care vă oferă sfaturi utile în legătură cu o afacere. Astrologul vă sfătuiește să nu vă pripiți, aveți răbdare, vor veni și satisfacțiile materiale. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine cu noi previziuni astrale. Ați auzit? O zi minunată pentru cei născuți în zodia Gemeni. Da, și nu pot să uit faptul că și mandatul meu de administrator public se apropie de sfârșit, joi fiind ultima zi, fiindcă joi e Laurențiu Nistor și noua echipă de consilieri județeni vor depune jurământul de credință, iar de vineri începe o nouă zi, o nouă etapă din viața mea. Pe această cale eu vreau să-i mulțumesc lui Laurențiu Nistor pentru modul cum am colaborat în acest mandat 2020-2024. Înainte de a fi președinte administrator, suntem oameni. Există și faptul că mă cunosc cu Laurențiu Nistor din 94. Nu totdeauna au fost numai vremuri însorite, cu soare, cu așa. Au mai fost și vremuri în care au fost nori, dar asta am știut să trecem peste toate incertitudinile și să mergem înainte. Am avut discuții, poate și contradictorii. Unele au fost în care, după ce au fost discuțiile contradictorii, el a avut dreptate. Au fost și momente când și eu am avut dreptate. Important este că facem o echipă bună și că sunt unii care așteaptă să rupă relația dintre Laurențiu Nistor și Costel Avram. Este problema lor. Câinii latră, turma trece. Adevărat, ultimile minute, 4 minute de emisiune. Nu vreau să trec mai departe pentru că pentru mine e foarte important și pe finalul acestei emisiuni vă mai aștept aici. Cu drag, chiar îmi place dimineața. Și vedeți, nu sunt încărcat de probleme de peste zi. Dimineața m-am trezit foarte vioi și am venit aici la dumneavoastră și cu drag vin oricând, ori de câte ori. Poate acum m-ați chemat ca administrator 2020-2024 și poate mă chemați și din postura care o voi avea de vineri încolo. Cu siguranță să ne vedem, pentru că știu sigur că vom face lucruri foarte faine împreună. Dar familia, aici e înapoi, înainte de final. Ați avut o carieră politică tumultoasă. Da. Cât de important a fost? Sunteți tată, da, și soț. Da. Cât de importantă e familia în viața unui om politic? Păi dacă nu ai sprijin în familie, sub nicio formă nu poți să ai câștig și victorii pe partea politică. Dacă mă întrebați pe mine, pe lângă faptul că atunci când mi s-a născut băiatul a fost o zi foarte importantă, dar și o zi foarte care a lăsat urme adânci la mine, este momentul când în 2020, pe 8 februarie, am mers și am... Băiatul meu s-a căsătorit. Îi mulțumesc la Dumnezeu și doresc celor mai răi dușmani ai mei să aibă un copil cum am eu, un copil pus la punct, un copil care împreună cu Nora fac o familie, sunt o familie foarte frumoasă și cred că orice părinte s-ar bucura de realizările copiilor săi. Da, și mă bucur că am asemenea copii.
E mândru de fiecare dată când are ocazia, ne spune. Chiar dacă sunt oprite camerele de luat vederi, să știți că se vede așa bucuria când vorbește de... Vorbiți de familie, de... Cum să nu fii bucuros când copii, până la urmă, toată, orice părinte, orice familie, bucuria este prin ceea ce fac copiii tăi. Iar eu sunt mândru și bucuros că am un băiat și o noră de nota 10. Ultima întrebare, în general, e ce ați schimba în viața dumneavoastră dacă ați avea asta? Deja ne-ați spus că n-ați schimbat nimic, ați schimbat ceva? Nu, n-ați schimbat. Deja eu așa am înțeles că nu ar vrea. Mai avem, ci că emisiunea s-a terminat, dar totuși aș mai avea o scurtă întrebare, așa în câteva cuvinte. Care ar fi sfatul dumneavoastră pentru un politician tânăr? Pentru un politician tânăr, exact ceea ce spunea și Laurențiu Nistor, ca ceea ce promiți la cetățeni să te ții de cuvânt, iar în momentul când ai ajuns să fii într-adevăr în slujba cetățenilor, să ajuți oamenii care te-au ajutat să ajungi acolo sus. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vreau să vă mulțumesc și sper că mă mai chemați să vin la noastră. Dar puteți face o rubrică permanentă, măcar o dată pe lună, întâlnire cu domnul administrator public. De acord cu noastră. Ce frumos! Tragem concluziile. Dragii mei, aici ne luăm la revedere. Rămâneți alături de noi. Nu uitați că încercăm să transmitem doar părțile cele mai frumoase ale sufletului nostru. Nu încercăm să lăsăm răul să ne năpădească. Vreau să cred că fiecare dintre noi vom reuși, măcar astăzi, să spunem celor de lângă noi că iubim și să le transmitem puțin din căldura noastră. Mai ales că vor fi 19 grade și soarele va străluci. Dăruiți, dragii mei, din iubirea voastră, pentru că într-o zi totul se va întoarce înapoi și atunci va fi exact ceea ce dăruim astăzi. Nu uitați, eu vă iubesc și sper să ne revedem sănătoși și cu binecuvântarea lui Dumnezeu mâine dimineață, tot aici, tot la Dale Dimineții, cu un director de liceu, de acolo, de la Gioagiu. Octavian o să vină alături de noi, Octavian Cișmașul vine din nou alături de noi, aici la Dale Dimineții. Să vedem ce roade a cules în această toamnă.